Bă, fraților, bă, tot stau, mă uit și mă minunez, auzi? Mă tot uit și mă tot minunez. Păi de unde atâta puhoi de apă, bă, de lui să vă margile, auzi? Bă, mare e puterea lui muica asta, natură. Natura asta, muica noastră, mare e puterea, că bag seama. Și noi tot de cine tragem snaga de la ea, știi? E mare puterea ei, bă. Păi bă, iau adună atât potop de apă și nu se isprăvește de când e lumea, lume, auzi? De când e lumea, lume. Păi mă zbuiu azi dimineață, unul, auzi, avea înaintaș pe ochi, ochelari de pe nas, avea înaintaș. Și călca printre cearceafuri așa cum calcă cocostârcul prin mătasa broștii. Mă zic, e profesor, mă, ăsta. Domn profesor, zice, unde a tapu oi de apă, domn profesor? Mă, neică, zice, pe o sumedenie de ape să varsă aici. O sumedenie de ape să varsă aici. Păi numai Dunărea trece prin 7-8 țări și aduce apele aici. Bă, mâncați așa, ochi, dar Jiu tot așa vine. Jiu tot așa vine și el. Aha, și tot așa. Pa cum dau eu seama de unde e așa marea, puterea ea mare? De la Jiu? Păi, că altfel ea cu vreo 12 metri mai scundă, știi? Auzi, mă, mă, Capașuchi, dar e sărată, bă. Păi, e sărată, bă, dacă vă spui, o gustai, ce mai? O gustai. Auzi, e sărată, de zici că e ciorba lui Dumitrică, al lui Dulceagu. Ăla a mâncat ciorba sărată, o odnă. Nu, că nu-i plăcea lui așa. Dar el luase muierea fără voia lui soacră, să știi? Intra să neam la el, la ea, fără voia lor. Și atunci îi făcea nevastă să ciorba muierea, știi cum trebuie? Vedea soacră sa pe furici, buf, îi mai arunca un pumn de sare, știi? El, ca să nu iasă scandal, să facă gălăgie, o mânca așa. Să învăța să o mânca sărată ognă. Așa a mâncat toată viața. Păi săracul după ce muri, la 7 ani îl dezgropă, era întreg, numai soarele putrezite. Păi sărată ca ciorba, auzi, ca ciorba lui Dumitrică, al lui Dulceagu. Că-mi și zis să nepotul meu sucă, că o gustă și el. Păi, zice, auzi, mă, neamărine, bă, când o îmbătrâni, tu de te-i hodorogi, ce să fac, mă? De bă, și când o ieși la pensie, când o ieși la pensie, aha, e, ce? Ne tragem amândoi încoace și punem vreo 7 opogoane de castraveți, aci le udăm cu apă de-asta sărată. Pe o baxamă prostia mea, crezi castraveți, sunt gata murați. Gata murați, crezi. Auzi, mă, mâncați așa, ce cel taie mintea. Păi zi, bă, sucă, dar eu ce treabă am la afacerea asta? Păi ce nu faci nimic, matalei sădești, îi uzi și îi culegi. Că banii adun eu banii, că pe matalei o să-mi bătărnești, te lasă mintea, te lasă, uite, știi? Ia adun eu, brava, bă, zic, ia uzi o dină pe mine. Bă, fraților, dar acolo frumoase, hoteluri frumoase, bă, și ce frumoase sunt. Dau niște nume de nume, prea îmi fac eu cu ele. Păi ce că la Ileana, la Monica, la Florica, la Domnica, păi ce pot să scriu acasă eu la muiere? Auzi, vede-o, fata tati, tu stai cu mintea acolo liniștită, că eu stau aici la Florica. Păi nu se poate, păi de-aia că tai până găsi o daie la Galați. Găsi la Galați, acolo stau. Acum scris eu acasă, dau un curs și cu asta, cu asta, că păi ce că te ajut la Galați, mă, că tu plecași la mare. Dar mă descurc eu mai bine cu Galațiul decât cu Florica, știi? Încolo frumos, pomi, flori, verdeață, grădină, ce mai? Sunt unii săraci de nici aici unde erau pe pământ n-au parte de odină. Auzi, veni unul într-o zi să-i jupui de soale, să zice pe nisip la soare, dar era alb, alb ca irtia. Eu bag seama funcționar de asta, toată ziua, pe închis acolo, știi? Să jupui el de soare, tinse la soare și intră în briză, știi? Că după ce muncești omul un an, vine și încarce bateria la soare. Să bagă în briză. Să băgă și el în briză, dar intră în vorbă cu una, ea pârlită, coaptă, neagră, știi? Intră în vorbă cu ea, îl uită dragul în briză, auzi. Bă, sara era roșu caracu schierd. Zice unul, bă, ne faci prin soare cu mine, că ăsta nu doarme la noapte. Doarme, zic, fac. Pe ce faci? Pe 2 sticle de bere. Păi nu doarme, bă, că n-are, că e opărit peste tot. Păi dacă spui eu că doarme, zic, doarme ca melcul pe limbă. Că limba nu e opărită, că o să nu gură la umbră, știi, că nu vorbi, el vorbi numai aia. Păi dai, luai berea, ce mai. Mai stau acolo, au alte necazuri. Auzi, vine una bătârnă, una mai tânără, după aia cu vreo 6 copilași. Și în spatele lor un malder așa de saltele de astea de cauciuc, de cârpe, de pari. Mă, zice, o viaia, mă. Când zice aia bătârnă, zice, Costele, aici rămânem. De-te la jos tot, el era Costel, știi? Avea vreo 6 saltele și o umflă saltelele. Umflă saltelele, stăm la soare aici. Începe ăla, suflă săracul până și ochii ca la melc. Bă, mâncați așa, ce sufle așa, așa, nu mai am aer. Cum n-ai băză că e te slobod aici, ce te... Păi și eu îl trag, îl bagă saltele ăștia în fiecare dimineață, până nu le umflu, nu se poate. Hai, zicea, lasă vorba și soacră sa, pune parii, fă cortul, că ne arde soarele. S-a apucă el, luă închei, trei, bătea parii, de 2 ori în par, de 3 ori în dești. Bă, zic, ce ai cu amână, mă, ce nu e a ta, bă, ce dai ea așa? Bă, zic, ce te muncești așa, bă? Hai, zice, Costele, gata, zice, acum pune cearceafurile. Pusă el, când de te se întinde și el, soacră să și aia, apucă-te de suflă saltelele, că până strângi tu să faci ora, mă, zic, chem de masă. Mă, zic, mâncați așa, ochii, ce-ai fi greșit tu de te pătimesc ăștia așa? De mănere și concediu activ, concediu activ. Bă, pă, treaba ta dacă ești activ, eu sunt rezervist, zic, eu sunt rezervist. Bă, dacă unde să dai de necaz, dai de necaz, mă. Păi acum, vreo 5-6 zile era apa gheață, gheață, bă, nu intra picior de creștin. Sta lumea aici așa pe nesâp, se uita cu jin la apă.
dar nu intra nimeni. Stau și eu la umbră, sub o umbrelă, cu ochii la un nemțoaică, știi? Mă furase somnul cu ochii la ea. Mă, taman, când se mă fure somnul, se făcea că vine nemțoaica la mine așa, venea la mine așa, începu lumea, uite delfinul, săriți delfinul. Mă trezi, cherdui nemțoaica, auzi. Acum nu, că n-aveam nimic cu ea, dar eram curios să văd așa ce zice, știi? Ce zice ea. Mă, și eu să văd delfinul când îl văzui în lemnii. Mă, oameni buni, mă, lume, zic, lăsați-l dracu, că pe delfinul ăsta îl cunosc eu de când era mic. Ăsta e sucă nepotul meu, fiar al dracu să fie. Au sucă nepotul meu cu două troace de gât, că nu știe să nuate. Și cu o paporiță în apa aia ca gheață. Ieși, mă, afară, zic, ieși afară de acolo, ce cați acolo, că în gheață măruntaile în tine, că în cap n-are ce. Păi și dacă ai curaj și nocoa, auzi, mă duc eu la el. Ieși, mă, afară, ce cați, mă, cu apa porniță acolo. Bă, de mă neamărire, că-mi spusă mie unul că fu anul trecut și e plin de neduze de-astea, neduze, știi? Și spusă mie țasaveta că te la comparativă nu se găsește în gelatine de aia de prăjituri. Ori neduzele astea la fel, îi duc și eu paporiță. Ieși, mă, dracu, afară, unul zice, mă, nene, cum o fi intrat în copilaj, mă, în apă ca gheața? L-o fi bătut soarele în cap, o fi izolat. Dar dracu, ăsta e izolat decât la o oamă ăsta. Până la urmă îl scosei dracu de acolo, îl închisei pe risipă, mă culcai pe el, auzi, mă culcai pe el. Mai fu și acu, drace, dacă poți, mai fu și acu. Păi și ce interes am, că mi-e bine aici. Mi-e bine, auzi, mă, neamărine, vezi că nu te taie mintea. Bă, știi ce sunt eu dacă stau sub tine aici? Știi ce sunt eu? Ce ești, bă? Păi ce submarin, aia sunt eu. Submarin, că de-aia cu o făcut al dracu scris acasă, ce salutări de la neamărin și la sucă submarin din Severin. Bă, să vezi și-o încurc cu veta acu, că și aia, bă, unde puse, știu? Ori la mare, ori la Severin, ori la Galați. De-aia cu și ca mă duc, că lăsai dormind, îl lăsai la Ileana. La hotelul Ileana, la hotel. Mă duc, că dracu știi ce face asta fără mine. Că până nu-l fac submarin, nu sunt sigur de el. De-aia mă duc acolo. Good morning, auf Wiedersehen.